decât să renunțăm după o lună din lipsă de energie și chef, ce putem face în schimb este să adoptăm un mindset de creștere. În care ne felicităm pentru fiecare zi de efort depus, indiferent dacă am atins vreun rezultat sau am fost din calea afară de productivi. Mai simplu spus, învățăm să luăm plăcere din progres și nu neapărat din rezultatul final. Iar în felul ăsta, dopamina, neurotransmițătorul care asistă motivația, crește. Iar adrenalina, care e de foarte multe ori corelată cu efortul sau voința, cade. Practic, efortul perceput scade, iar dorința și plăcerea de a continua crește. Și știu că poate părea puțin cheesy, cum adică să mă felicit pentru efort dacă n-am atins rezultatul? Păi ce asta? Ori am făcut treaba, ori n-am făcut. Dar dacă tu nu ești cel mai mare susținător al tău și nu te tratezi cu blândețe și înțelegere, cine crezi că o să o facă pentru tine?